Valea Izei este ținutul de legendă al sufletului românesc. Dincolo de coline și păduri, există o altă geografie, mai profundă, aceea a sentimentelor. La temelia tuturor, credința, iubirea și nădejdea. Primele atestări documentare fac referire la mănăstirea Bârsana în 1390. Mănăstirea Soborul Sfinților 12 Apostoli din Bârsana este situată la 22 de kilometri sud-est de municipiul Sighetul Marmației, la ieșirea din Bârsana. O frumoasă poartă maramureșană deschide alea care duce lin spre mănăstire. Vechea mănăstire, cu hramul Sfântul Nicolae, era unul dintre cele mai importante edificii de cultură din Maramureș, dat fiind că multă vreme a fost rezidența episcopilor ortodoxi. Ansamblul monahal actual a fost construit din lemn, după tradiția locală, sub direcția arhitectului Dorel Cordoș. De la biserică pornește alea pietruită și străjuită de flori ce duce spre stăreție, construcție supraetajată de o cuceritoare fantezie arhitectonică. Biserica este amplasată în partea estică a complexului. Destinată săvârșirii cultului, ea este în același timp centrul spiritual și compozițional al întregului ansamblu. Demisolul adăpostește paraclisul mare al mănăstirii. Altarul este separat printr-o catapeteasmă construită din lemn sculptat cu ornamente specifice artei maramureșene. Tavanul este susținut de 4 coloane de beton. Demisolul este construit din beton armat cu pereți groși, placați în exterior cu piatră de râu și este îmbrăcat în haină picturală realizată de maestrul Ioan Botiș în tehnică frescă. Muzeul de icoane și carte veche Gavril de Bârsana este amplasat în partea de sud-est a mănăstirii, în imediata vecinătate a turnului Clopotniță. Avem imaginea unei case țărănești maramureșene cu mobilier și tâmplărie de inspirație locală. Muzeul mănăstirii păstrează manuscrise și cărți sfinte de patrimoniu din secolele al XVI-lea și al XIX-lea, icoane vechi, și o bogată colecție de obiecte de artă populară locală.